Bună ziua, dragii mei! Pentru început, am să vă relatez principalele aspecte astrale ale acestei luni. Soarele se află în zodia Balanță și va intra în Scorpion pe 23 octombrie. Marte va fi retrograd în Berbec până pe 14 noiembrie, când se va întoarce și va călători în linie dreaptă. Marte ne va duce înapoi în trecut să rezolvăm situația care nu a fost rezolvată. Trecutul se întoarce acum la noi. Saturn se află în Capricorn, unde va sta până în decembrie 2020. El pune în ordine tot ce ține de muncă și salarii adecvate pentru munca depusă. Trebuie să depunem eforturi mari pentru a ne asigura familiile. Venus se află în Fecioară până pe 28 octombrie, când se va muta în Balanță. Mercur se află în Scorpion. Pe data de 14 octombrie va intra în mișcare retrogradă până pe 3 noiembrie. La sfârșitul lunii se va muta în Balanță, unde va sta încă 3 săptămâni în noiembrie. Mulți vor auzi de iubirile din trecut, alții vor rezolva contractele și acordurile deschise. Nu semnați și nu rezolvați nimic nou în timpul mișcării retrograde. Dimpotrivă, rezolvați situațiile vechi, neterminate și completați-le. Jupiter s-a întâlnit din nou cu Pluto și Saturn, unde aduce situații interesante. A luat ceva de la noi și a dat ceva în dar. În orice caz, această schimbare este pentru binele cauzei. Luna plină din Berbec va avea loc pe 1 octombrie. Luna plină este importantă pentru zodia Berbec. Chiron, vindecătorul rănit, va ajuta în luna plină. Chiron va aduce o situație dureroasă, care va deschide răni vechi, astfel încât să se poată vindeca din nou. El va aduce celelalte semne în mod clar într-o anumită zonă a vieții. Mulți închid o anumită activitate sau un loc de muncă. Luna nouă din Balanță are loc în data de 16 octombrie la 21:30. Luna nouă este importantă pentru semnul Balanței. Pentru toate semnele, luna nouă va afecta domeniul relațiilor, acordurile contractuale, relațiile de muncă și de parteneriat, relațiile de familie. Luna plină în Taur va avea loc pe 31 octombrie. Luna plină este importantă pentru semnul Taurului. Uranus, planeta inversărilor și, de asemenea, luna neagră, vor ajuta în această lună plină. Ne vom putea confrunta cu situații neașteptate. O inversare rapidă a situațiilor privind proprietatea și stabilitatea, teama de schimbare. Această lună plină se va simți 14 zile în noiembrie. Un fapt interesant luna aceasta este luna neagră, care se va deplasa din zodia Berbec în zodia Taur. Pentru noi toți va fi un an în care va trebui să luptăm cu tema relațiilor de familie, proprietate, stabilitate și teren solid sub picioarele noastre. Situații precum cele din 2012 se vor repeta. Pentru vărsător, problemele profesionale vor fi în centrul acestei luni. Nu este un moment foarte bun pentru oamenii profesioniști. Nu veți avea niciun sprijin din partea prietenilor și membrilor familiei pentru dezvoltarea carierei. Nu veți reuși să vă entuziasmați colegii și să primiți ajutorul lor în îndeplinirea obiectivelor voastre. Diligența voastră nu va reuși să aducă câștigurile bănești preconizate. Călătoria profesională, de asemenea, nu va fi profitabilă. Prin urmare, capacitățile sociale vor fi importante. Puteți realiza lucrurile prin intermediul altora și compromisurile devin necesare. Personalitatea vărsătorului poate sta și urmări lucrurile să se întâmple. Cu toate acestea, acțiunile voastre vor fi controlate de Marte. Veți avea tendința să deveniți agresiv și intolerant. Acest lucru poate crea probleme inutile în planul vostru de activități.
Momentul planetar și aspectele bune vă vor ajuta prosperitatea financiară. Speculațiile vor oferi profituri bune și banii în general vor proveni din străinătate cu ajutorul străinilor. Domeniul educațional este o altă sursă de venit. Conform previziunilor, luna aceasta va fi una favorabilă. Influențele planetare vă vor ajuta finanțele, perspectivele în dragoste, bunăstarea, abilitățile mentale și de comunicare. Compatibilitatea vărsător în cuplu va fi influențată de Marte, Mercur și Venus. În timp ce Marte vă va oferi pasiunea și Venus romantismul, Mercur poate aduce un element de conflict în relațiile voastre. O călătorie de plăcere cu soțul sau soția va face lucruri minunate pentru relația voastră. Cei singuri vor găsi dragoste cu oameni care au influență. Marte vă va ajuta să formați parteneriate de dragoste până pe 22 octombrie. Cu toate acestea, relația poate lipsi de apropierea pe care o așteptați, deoarece partenerul nu va fi disponibil pe deplin. Atmosfera familială va fi destul de armonioasă. Puteți aștepta sprijinul membrilor vârstnici ai familiei și îi puteți mulțumi cu ușurință. Copiii se vor descurca bine cu studiile și activitățile sportive. Cheltuielile cu familia vor fi incluse în buget. Nu este un moment favorabil pentru perspectivele academice. Aspectele planetare nu reușesc să îți ofere entuziasmul și energia necesară studiilor. Cei interesați să urmeze studii superioare se vor confrunta cu dificultăți în a intra în instituții de renume. Examinările competitive vor necesita mai multă muncă și îndrumări suplimentare. În schimb, sunt avantaje bune în activitățile de călătorie. Studiile în străinătate vor fi făcute fără dificultate. Majoritatea călătoriilor vor fi profitabile. Vor fi o mulțime de călătorii atât în țară cât și în străinătate. În general, luna este profitabilă din programele de călătorie. Cât privește sănătatea, sunt perspective fantastice. Chiar și bolile grave vor fi reprimate. Nu va exista deloc o problemă majoră de sănătate. Bolile minore necesită îngrijiri medicale de rutină. Sănătatea emoțională poate fi menținută prin relaxare și meditație. Un bun program de exerciții și dietă vă va menține nivelul de energie.